Cafeaua de la Ștefan Andreescu, ce nume de român? Ștefan Andreescu, de pe buymeacoffee.com/nicubendea, ca să știm de la început cu cine defilăm. Bună dimineața și bine v-am găsit! Până iau și o guriță de cafea, aranjați-vă, așezați-vă liniștiți în fața micilor device-uri. Merge, merge. Încă o dată bună dimineața și mulțumesc pentru faptul că ați ales și în această dimineață canalul de YouTube al lui Nicu Bendea. Asta înseamnă că ne cunoaștem. Suntem peste 5.000 de oameni care intrăm aici, 5.000 de abonați. Este un lucru extraordinar și vă mulțumesc pentru încredere. Aveți încredere în mine de 100%, nu ca alte instituții. Știți, s-a făcut acum un top. Topul încrederii românilor în instituții. Pe primul loc, biserica. E ok, 71% dintre români cred în biserică. Și vreo 36% o și frecventează. Mă rog, acum e pandemie, dar cam asta e procentul. Pe locul 2, în topul încrederilor, vine armata, cu 64%. Păi da, armata, totuși avem premier general. Până acum aveam fel de fel de premier, dar totuși avem un premier ciucă, care nu se încurcă. Ați văzut, armata... E de folos armata. Nu degeaba AUR vrea să o introducă iar obligatorie, dar nu trebuie chiar obligatorie. Cine vrea, vrea, cine nu, nu. Acum cu alte obiecte se duce războiul, cu calculatoarele, cu chestii. Nu mai trebuie să fii în linia întâi cu căciurile pe frunte, pac, pac, pac. Nu, nu, trebuie să război mai deștept. Așa se preconizează, Doamne ferește. Noi suntem într-unul acum, dar nu recunoaștem. Armata, da, ați văzut că și pentru vaccinul anti-Covid, nu știu câte sute de militari vor sta la dispoziția centrelor de vaccinare. Deci armata ajută. Dacă vine și o inundație, Doamne ferește, o catastrofă naturală, armata. Armata e prima, în prima linie. Deci încredere în armată. Pe locul 3, n-am înțeles asta. Deci biserica, armată, e ok să ai încredere în asta. Dar pe locul 3 să ai încredere în Academia Română. Chiar așa am devenit un popor de intelectuali? Am devenit un popor care nu poate fără precizările Academiei? Ia să vedem ce zice Academia despre. Ce zice Academia despre? La început zicea bine Academia, când a fost și problema cu Roșia Montană, da? Academia a intervenit și a zis nu, s-o transformăm în sit UNESCO. Acolo, galeriile alea și așa mai departe, Roșia Montană, cu aurul, da? Dar după aia a început și Academia Română să-și dea cu părerea peste tot și despre tot. Și pentru mine o cam scăzut din încredere. E, când era conducătorul Academiei, domnul Haiduc, chimistul de la Cluj-Napoca, avea o aură, avea o alură. Acum a venit Ion Aurel Pop, care continuă linia lui Daicoviciu, care nici el nu era prost, dar a scris istoria la cerere, da? Că ne tragem din da și din traci. Asta, mă rog. Dar, ce m-a surprins și mai tare, în topul încrederii, politicienii iau doar 9%. Asta ar da de gândit. Dacă ar avea cu ce să gândească. Dar 9% dintre români cred în politicieni. Eu cred că procentul e mult mai mic. Dar ori dat răspunsul la acest sondaj și politicienii și-au zis, măcar să avem noi încredere în noi. Așa cum are Cristi Borcea încredere în el, a dat guvidul și păstă Cristi Borcea. Stă în izolare acum 14 zile. Nu știu ce o ieși. Care pe care. O ieși guvidul epuizat, că lea Borcea și îl trântește și ori îl lasă gravid sau gravidă, depinde cum declinăm și conjugăm și mai alte chestii gramaticale. Când îl lași pe Cristi Borcea într-o încăpere singur 14 zile cu cineva, ceva iese. La 9 luni ceva se întâmplă după. Deși domnul Nelu Tetor a zis că l-am văzut el la Digi24, tot mai grăsus, tot mai plinuț. Cu moțul lui în frunte și plin de ghiocei la tâmple. Vedeți? Nu e ușor să fii ministrul sănătății în vremurile astea. Era la doamna, cum îi zice, CTP, doamna Tompea, la Digi24, la Teodora Tompea era și se vedea pe el că se cam bâlbâia când se uita, îi trăgea două mișcări din gene, doamna Tompea, tătarul așa se replea și totuși avea debit verbal, vorba, și a spus că intrăm într-un moment de platou din valul 2, dacă nu din valul 3, și după aia o să fie bine, nu o să fie lockdown, iar măsurile luate până acum își dovedesc eficacitatea. Este foarte bine ceea ce s-a întâmplat, să mai avem răbdare de sărbători de Crăciun și de Revelion și după aia să sperăm că după ce vine și vaccinul, viața o să-și ia cursul ei firesc și normal. Normal. A făcut gușulică de când e ministru. Gușă, gușă, nu Cosmin Gușă. Cafea de pe buymeacoffee.com, unde vă aștept cu alte cafele și vă mulțumesc că anticipe e câștighe. Cafea ceașcă pirogravată frumos de domnul Negruț din Gilău. Chestii de suflet. Totul e pe încredere, da? Deci, domnul Gușă, Cosmin Gușă.
S-a aberat iar în nu știu ce intervenție sau pe Facebook, a zis că văd trei prezidențiabili. Deci noi nu avem încă guvern, nu avem o coaliție, nu știm cum e cu bugetul, nu știm, dar deja Gușă vede trei miniștri peste 4 ani, trei potențial președinți peste 4 ani. De acum el vede că el e mama omidă, el scoate din gușă trei nume de prezidențiabili. Mă doare în... Ce nevoie am? Avem un președinte de 6 ani, nu face nimic, mă interesează pe mine de acum guvernul să meargă, să facă ceva, să ne redresăm, să Horeca, să nu știu ce, să economie, să spectacole, să... Care ar fi ei? Păi ar fi Rareș Bogdan, prietenul lui de o viață, domnul profesor Dâncu, de la PSD, de pe stânga, Dacian Cioloș, da? Ăștia trei cică ar candida de președinți peste 4 ani. Nu mă interesează. Vreau și o femeie, să fie o femeie candidat, domnule. O Șoșoacă să avem. O Gabriela Firea. Ce să fac? Tăt cu ăștia de filăm? Tăt cu ăștia de filăm? Poate și președintele Academiei Ioan Aurel Pop de la AUR. Dar nu cred. Ăla are la salarii și la pensii. Nu-l mai interesează pe el de... Ăștia să bapă Ciolan. Asta e politica lor de stat. Da? Și astăzi au negocieri, au... Între timp, la Timișoara au început comemorările Revoluției, nu fără scandal, ca de obicei, pentru că nu se știu vinovații, se scandează, se aprind lumânări. În urmă cu 31 de ani, pe 17 decembrie, la Timișoara, orașul era închis. Timișoara era închisă, cu taburi, a început să se tragă și elicopterele survolau. Poetul Ion Monoran, decedat între timp de inimă rea, cum a pățit și Călin Nemeș la Cluj-Napoca, a oprit tramvaiele acolo în jur, în zona casei unde stătea la Zlotiocheș, gest de poet, a oprit tramvaiele, a deschis elegant ușile și a spus: doamnelor, poftiți la Revoluție. Revoluția, să știți că nu se face numai cu arme, numai cu sânge, se face și cu poeți. Poeți, unde ne sunt poeții noștri? Poeții noștri. Avem și noi faliții noștri, că poeți, numai poezie nu în politică, negocieri iarăși negocieri, Orban nu se lasă de scaun, ori președinte la Camera Deputaților, ori premier, dacă nu invers, Câțu premier și în fine, ori Klaus obosit peste măsură, că nu mai a avut vacanță de săptămâna trecută, când au fost 2 zile la Bruxelles, Klaus Iohannis a zis, zice, că e Orban, că e Câțu, îi accept pe amândoi. Păi, nene Claus, nea Werner, las-o dracului, mă, l-ai pus pe ciucă, ține-te de... Nume noi, ceva, reformist, ceva, atât, Câțu, Orban, și așa blazat Iohannis, oricare. S-a dus după aia și-a plantat niște stejar, niște puieți de stejar, au luat lopata, hârlețul și acolo, are, vorba lui Nea Birău, fie iertat, e mare mutu, are potențial, o da, cu hârlețul au pus niște puieți de stejar, eu în locul lui... Hârlețul nu-l lăsam din mână, mă duceam unde negociază PNL cu UDMR, cu USR Plus, cu hârlețul și băteam cu hârlețul în masă. Bă, v-ați înțeles? Facem guvern. Hai să-i dăm drumul. Peste o săptămână e Crăciunul. Hai, Dan Neamțu a lăsat hârlețul deoparte și a spus: pădurile sunt aurul de mâine. Foarte înțelept, foarte înțeleaptă vorbă. Da, domnul președinte, dar cu aurul de azi ce ne facem? Aurul de azi, cel cu 9% în Parlament, reprezentat de domnul Simion, care a zis că, bă, hai să-l suspendăm un pic pe președinte. L-au întrebat ziariștii: domnul Iohannis, ce părere aveți despre tema suspendării? E o temă fumată. A tunat și a fumat cafea de pe buymeacoffee.com/nicubendea. Ștefane, dragă, mulțumesc frumos de generozitate. Crăciunul, chiar peste o săptămână, e ajunul. Unde îl petreceți? Într-un loc frumos ar trebui, nu? Că doar e sărbătoare de familie. Carmen de la Sălgiu, împreună cu Culiță Sterp, vor face revelionul la Londra. Asta da știre. După ce s-au certat, după ce au plâns, după ce s-au împăcat, după ce s-au dezîmpăcat, totuși de Crăciun vor fi împreună. Bine, în camere separate, Culiță la etajul 2, Carmen la parter sau invers, dar vor fi împreună de Crăciun pe scenă. Ceva restaurant din Londra face o petrecere pentru români. Acum să sperăm că o să reușească. Să fie în condiții bune, să nu vină poliția peste Carmen și peste Culiță când îți cu trupa pe scenă. Adevărul e că la condițiile impuse acum o să fie mai mult soliși decât pe scenă, o să fie soliși mai mulți pe scenă decât public, decât plătitori în restaurant. Așteptăm cu înfrigurare, deși sunt plus 3 grade, sărbătorile de iarnă. Să le trecem cu bine și să ajungem într-un nou an mai bun.
Mai bun, mâine e vineri, vine weekendul, după aia Crăciunul, Revelionul. Tot aici om fi să dezbatem problemele, vă aștept la comentarii. O zi frumoasă, toate cele bune, scuze de reținere.